Începând cu anul 2024, românii cu venituri reduse, inclusiv pensionarii, persoanele cu handicap și alte categorii defavorizate, vor beneficia de un sprijin substanțial prin intermediul unor carduri sociale numite Sprijin pentru România. Aceste carduri vor fi distribuite pentru a ajuta beneficiarii să acceseze mai ușor resurse esențiale, precum alimente, medicamente, dar și necesități de bază. Aceste carduri sunt încărcate cu sume de 250 de lei la intervale regulate, oferind posibilitatea de a achiziționa alimente și alte necesități de bază. Până în prezent, cardurile au fost alimentate în februarie, aprilie și iunie și mai sunt programate 3 tranșe de 250 de lei care vor fi virate în august, octombrie și decembrie. Această măsură are scopul de a ajuta familiile și persoanele care se confruntă cu dificultăți financiare, asigurându-le o sursă constantă de sprijin material pentru bunurile de consum esențiale. Pensionarii cu venituri mici, inclusiv cei din sistemul public de pensii și cei cu drepturi speciale care încasează lunar venituri de până la 2000 de lei. Persoanele cu handicap, copii și adulți încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri lunare proprii de până la 2000 de lei. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri pe membru de familie nu depășesc 675 de lei lunar. Familiile monoparentale, cu venituri de până la 675 de lei membru de familie, beneficiarii ajutorului de incluziune, conform prevederilor legii numărul 196/2016 cu modificările ulterioare, persoanele fără adăpost, conform legislației în vigoare, măsuri de prim ajutor pentru românii cu venituri mici. Aceste măsuri sunt parte din eforturile statului român de a asigura o protecție socială adecvată pentru categoriile vulnerabile ale populației, garantându-le accesul la resurse esențiale pentru traiul de zi cu zi. Cardurile sociale Sprijin pentru România reprezintă o formă eficientă și transparentă de ajutor social, contribuind la reducerea sărăciei și la îmbunătățirea calității vieții pentru cei care se află în nevoie în România, relatează click.ro.